Credincioșii din Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei sunt așteptați să participe la Marșul pentru Viață, care se va desfășura sâmbătă 25 martie în mai multe localități din Buzău și Vrancea. În municipiul nostru, punctul de plecare al Marșului pentru Viață este Parcul Crâng, de unde, la ora 16, se va pleca pe un traseu prestabilit, al cărui punct terminus va fi Catedrala Arhiepiscopală Înălțarea Domnului. Cu bucurie anunțăm că sâmbătă aceasta, pe 25 martie, o să fie Marșul pentru Viață, un prilej ca buzoienii să vină alături de principiul vieții și al iubirii. Pe o vreme frumoasă, sperăm noi, o să ne întâlnim în Parcul Crâng, la bisericuța din Parcul Crâng a Sfintei Filofteia, acolo de unde o să plecăm în marș pe Bulevardul Nicolae Bălcescu. Ne oprim la bisericuța Sfântul Sava, care acum este catedrală, da? Și o să ajungem la Catedrala Arhiepiscopală, unde ne așteaptă o conferință interesantă despre familie, despre viață, despre frumos. Cea de-a cincea ediție a Marșului pentru Viață de la Buzău are binecuvântarea Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei și este organizată în sprijinul tradiției, familiei și a valorilor ei. Vrem să atragem atenția că ușor-ușor România trece printr-o perioadă foarte complicată în care avorturile sunt din ce în ce mai prezente în viața femeilor, creând anumite traume. Vrem să tragem acest semnal de alarmă pentru că România are nevoie de viață, are nevoie de copii, îmbătrânește din ce în ce mai mult, cu consecințe în multe aspecte ale vieții, sociale, economice și nu în cele din urmă spirituale. Marșul pentru Viață este organizat anual de mai multe asociații, printre care se numără și Fundația Sfântul Sava din Buzău. Procesiuni se vor desfășura în aceea zi, de la ora 14, în orașele Râmnicu Sărat și Nehoiu.